Cei doi severineni sunt cunoscuți pentru contrabanda cu țigări netimbrate. Polițiștii de frontieră și vameși au vrut să verifice amănunțit autoturismul cu care aceștia doreau să intre în țară. Cei doi au refuzat și au creat un adevărat scandal în vamă. Ca povestea să fie completă, și-au chemat în ajutor și rudele. Au tulburat liniștea și ordinea publică în punctul de trecere a frontierii, au creat ilaritate creând și disconfort cetățenilor participanți la traficul transfrontalier, fapt pentru care a fost chemat detașamentul de sprijin operativ, care i-au condus, i-au reținut pe cele două persoane și i-au condus la sediul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră. Scandalul s-a mutat la sediul IJPFM Hedinți, unde rudele celor reținuți au început să-i acuze pe oamenii legii că i-ar fi lovit pe cei doi. Pe lângă aceasta, unuia dintre ei s-ar fi făcut rău. Alo! Are nevoie de medic! Și nu vă lasă să sunați la medic! Avocat, ajută! Ia uziți, uita și noastră. N-a ajuns nici avocatul ăia. Avocatul este de o oră și ceva. Am înțeles că l-a luat domnul comandant la dânsul pe avocatul nostru. Deci nu știm ce se întâmplă aici. Am doi frați acolo și sunt cu încă doi prieteni. Au fost bătuți în vamă, demascați. Ce să vă spun mai multe? Bătuți, mâinile luate la spate, fără nicio vină. Și dacă aveau țigări, trebuie bătute, persoanele care țigări trebuie bătute. Acuzațiile sunt respinse cu vehemență de oamenii legii. Persoanele care acuză polițiștii de frontieră au dreptul să facă plângere. Până în momentul de față, nicio persoană nu este agresată și lovită, fiind în prezența unor avocați la sediul nostru. Celor doi li s-a întocmit dosar penal pentru ultraj, iar oamenii legii vor percheziționa autoturismul imediat ce procurorii vor emite un mandat în acest sens. Severinenii pot să renunțe la repartitoarele din apartamente chiar dacă nu se întrunește majoritatea pe o scară de bloc. Cum se poate face acest lucru, aflați mai târziu în jurnal.